După ani de zile în care au așteptat un investitor interesat, reprezentanții administrației publice locale au decis ca centrala Ciupercă să fie dărâmată și au trecut joi 3 martie și la fapte. Soluția găsită de autorități vine după ce, ani de zile, s-a așteptat găsirea unui investitor interesat să o preia, însă estimările investiției arătau că acesta trebuia să dispună de aproape 200.000 de euro. Mai mult, conducerea primăriei a făcut o sondare pe tema a ceea ce s-ar putea construi pe locul fostei centrale, iar propunerile au vizat de la amenajarea unui centru spa, a unui restaurant, dar și locuri de parcare sau loc de joacă pentru copii. Centrala 6 este printre puține astfel de clădiri care mai sunt deținute de primăria Roman, celelalte fiind vândute dinainte de 2008 și transformate de noi proprietari în fabrici sau depozite. Centrala Ciupercă a adus suficiente probleme actuale administrații, deoarece hoții au furat pereții din fier, iar de multe ori aici au găsit adăpost oamenii străzii sau interiorul a fost transformat în ghienă de gunoi. Conform estimărilor celor care lucrează în domeniu, o demolare controlată poate ajunge și la 50.000 de lei. Demolarea se va desfășura pe durata a 2-3 săptămâni, iar pe acest amplasament se va amenaja o parcare.